Bună dimineața, dragii mei! S-a gata, e miercuri, ce mai? Miercuri, pregătiți, platoul plin, toată lumea pregătită, cuțitele pe masă. Discuția s-a încins deja decât din partea pregătitoare, adică în partea așa decât până a intrat în emisie. Doar să vă spun, poate ne mai recurim și noi între timp, doar să vă spun că astăzi, la ora când vorbim noi, sunt minus 5 grade în Suceava și în zona metropolitană, adică este un pic răcoare. Așa? Doar în frigider sunt minus 5 grade, afară sunt 6-7. Păi, dar chiar, deci, de când mă uit pe device, frate, adică după asta m-am uitat dacă se poate să mă exprim așa. Băi, când... Nu, poți să întreb ceva, mă rog. Maestre? Bună dimineața, în primul rând. Din garaj se duce direct în... Avem garaj aici la... Bă, dar nu ieșiți o leacă pe afară, să ieșiți un pic nara, să vedeți. Bă, dar eu, dar pe ce merge? Eu am calții, buncăre, vin din casă, în garaj, în mașină, și pleca garajul încălzit, adică... Trageți un aer, să vedeți luna foarte plină și frumoasă. Bă, dar ce nasul meu e termometru? Ce nasul meu? Adică spun, frate, adică... Și văd acolo, minus 5, așa zice la gazeta, așa zic și eu. Nu mai zic nimic, gata. Nu, eu am așa ceva. Băi, nu poți să te exprimi, bă, să povestești. Bă, așa să ăștia, bă, dimineața. Bună dimineața, Mihai, nu mai primi atâta indicat. Lasă că astea nu sunt ca să... Nu că nu mai primi, nu mai da atât de indicații. Nu, că el la tot le răspunde. A, primești pe device, da? Da. Mă uitam, am o veste bună pentru voi. Dorele, tu ești un sceptic sau nu ești un sceptic? Nu, eu sunt un optimist necondiționat. Păi un sceptic n-are cum să se uite la device-uri și să considere că ele sunt adevăruri imuabile, pentru că nu merge prin natura situației. Așa că device, în spatele device-urilor sunt niște indivizi, niște creiere. Și acele creiere manipulează, precum știi foarte bine. Așa că te rog să fii mai prudent și temperatura de afară, la... dragii mei, minus 10 grade, ca să mulțumesc pe toată lumea din platou. Temperatura e aproape de realitate, nu? Altă abordare. Altă abordare. Da, minus 10, dar minus 10, dar tot minus 5. Ipotește totuși într-o depresiune. El stă în bătaia vântului acolo la palat. La mare pe vârf de deal. La pe bătaia vântului, da, pe vectorul crivățului din Siberia, iar tu stai într-o semidepresiune acolo. De asta e la acolo. Ești păzit, da, și de stânga de palate, de vile, de dealuri. Nu, că și... stau pe în ipoteștiul vechi. Nu în ipoteștiul vechi, în sensul ăsta. Da, adică ești într-un culoar. Da, da, da. E, acolo în culoar, de obicei, e mai dos, cum să spun vorba... Dar acum, ca să nu fiu... Deci, de acum, ca să nu fiu contrazis, că cineva are un rând jet, așa, deci cât tot ecranul, așa... Deci pot să spun cazul să fie 3 cu minus 2? Adică nu, e bună temperatura asta, da, sau nici asta nu e bună? 6 cu minus 6, cât să-ți spun? Nu știu, stați că întreb după aia la subiect. 3 cu minus 2, adică 3 temperatura diurnă pentru ziua de azi și cu plus minus 2 grade pe timp de noapte. Dacă deja ne-am făcut încălzirea, am intrat, Mihai, totul m-a urânjet. Ce vorbe? Uite la, deci, na, nici nu poate să-l stăpânească, nici n-are cum, adică să-i pună frână, să ce vorbești, frate? Mă uitam la brăduțul ăsta. La brăduțul ăsta, deci din el te-a dus răsul pe voi, așa, nu? Ce frumos l-au împodobit fetele, e după amiază, pentru că am văzut echipa de... Doamne, vreau să zic jupânese de la Bucovina TV. Fetele de la Bucovina TV ieri s-au pus în, cum zic, în plan tot ce au mai frumos în materie de creație. Și uite ce frumos a ieșit. Și totuși, te vezi, păstrează foarte puțin roșu. Vezi? Foarte, foarte puțin roșu. Dar nu-i culoarea anului. Unde vezi tu roșu? Nu se știe, uite pe aici. Ăla-i bec, Mihai, e lumină. Dar tot roșu-i. Nu, eu așa văd, e roșu. Globurile pe e câte un bec roșu într-o mare de albastru. E foarte friguros. N-ați aflat că nu mai e cu albastru, anul ăsta cu... Nu, anul viitor e cu roșu. Anul viitor e pe roșu. Aha, am înțeles. Eu am crezut să zic cu albastru, Mihai. Ierni e roșu, dar îmi cer scuze, niciodată nu m-am priceput să spun... Eu cred că e o breșă într-un ocean roșu plin de rechine. Așa, nu-ți vine să vomez. Care rechine, care sunt numai băie... Ce ocean, că sunt... Uite, vezi, becurile nu mai sunt roșii, sunt clip, clip, clip. Uite, asta este roșu. Uite, asta este roșu. Uite, cel văd, aici și la stă lângă mine. La trage-l lângă tine, așa. Adevărul e că Mihai are implantat în codul genetic tactil, știi, către roșu. Deci Mihai, chiar dacă îl pui cu spatele la zid, chiar dacă îl pui cu spatele la zid, și-a dus zâmbetul pe buze, numai cafeaua luată de la prietenul meu tare, domnul Manole, l-a făcut să zâmbească. Uite, vezi? Probabil la Iatalahul. Prea bun, ca la țară. Ca la noi. Da, asta, ca la eu am mai spus, nu o duceți într-un dorizoriu bășcălios din Borfaș. Că vă rog frumos, chiar mă dar ce am făcut, domnul ăla? În primul și în primul rând, sub masca aceasta a colocvialului ieftin de dimineață, se ascunde o acerbă, necruțătoare, pragmatică, publicitate. Da, campanie... Nu, că a întors-o. Cum a întors-o? A întors-o, nu scrie nicăieri. A întors-o, a lăsat numai culorile. Hai să vezi că nu ești atent, iar o întoarce așa. Da, nu,
Da, eu sunt atent. Eu sunt atent ca să nu mai întoarcă, da. Deci am lăsat acolo, într-adevăr, culorile sunt reprezentative. De cafenea de dimineață, spuse sub cupola pretextelor din astea puierile școlărești, bă, eram prea obosit, nu m-am trezit la timp și nu mi-am dat seama că fac o gafă. Iertare. Bun, iertarea nu se cere niciodată, dar în anumite situații. Hai că au trecut alegerile. Hai că au trecut alegerile și Mihai așteaptă cu rânjetul în continuare. Uite, Dorele, e prea rece, e prea griu, e prea albastru, e prea verde, e prea... N-are căldură deloc. E turcoaz. E turcoaz, așa. În ansamblu emană frig. Emană Siberie. Emană... Dar n-am intrat în Siberie, noi acum. După adică din 2017 încolo. Într-un fel, așa, nu, într-un fel. Intuiția mea îmi spune de vreun an jumate că cochetăm cu Siberia. Eu vorbesc oficial. Oficial încă nu s-a declarat, dar nu e o noutate. Nu e o noutate, se știe lucrurile acestea. Geopolitica momentului și acestui colț de Europa e limpede. Problema se pune doar dacă mergem pe aceste desantăm în metode clasice, adică omuleții verzi, tancuri, uniforme, frontiere vizibile, că în țară, sigur, 4 milioane de mancurți cu siguranță vor aplauda o eventuală invazie. Mihai, continui, pentru că atât ai de vesel, atât de bine dispus, atât de... Spune dispus din cauza culorilor, pentru că, fapt, deoarece fiind... Văd pe tine un costum extraordinar și vreau să te felicit pentru abordarea corectă a culorilor. Și foarte bine a sezonat cu maleta, foarte, foarte frumos. Nu poate beneficia telespectatorul Bucovina TV decât de la brâu în sus de această bijuterie. Ați putea face doi pași ca să vadă eleganța cu care boierul Buricu. Eu cred că ai intuit că Mihai te trage într-o capcană prin care tu să devii un bufon. No, dar cred că te protejezi. Să faci nu poți aplauzi, nu poți spui ceva de bine, că dacă spui ceva de bine, ți-și cere declarie, pentru că eu nu înțeleg lucrul ăsta. Dacă faci o apreciere pozitiv, dar uite ce frumos, dar uite așa. Nu ia ghiță, zi-mă ta, acum ta ești un băiat așa mai. Uite frumos. El a visat cu Dorele. Cureaua și cu... Nu te lăsa bătut, că Mihai a învățat persoasiunea asta macabră. Nu, dar ideea nu de a mă lăsa bătut sau nu. Eu am un mare defect, acel defect se numește atunci când plec dimineața de acasă, trebuie să pot să mă suport eu când mă uit în oglindă. Dacă reușesc povestea asta, mai departe e în regulă, știi? Am înțeles. Și dimineața, dar în care suportat în oglindă? Dimineața? În fiecare dimineață. Da, domnul Dorel, până și luni dimineață. Când te uiți în oglinda sufletului, te suporți, așa, în oglinda aia interioară te suporți. Da, până și luni dimineață, da. Te suporți acolo? Mă suport, da. Nu simți că ceva nu e în regulă acolo? Nu, totul e în regulă, totul e în regulă. Nu-ți vine să-ți dai palme, să-ți dai pumni, să-ți dai frunți. Oricum, maestre, nu rezolvă nimic. Înalte de poet, zdrang, poc, poc, poc. Nu. Nu-ți vine să spui, am nevoie de un psihiatru sau am nevoie de un psiholog? Am nevoie, dar nu. Deci vorba timpul. Mai departe nu. Deci mergem doar pe verba avea. Da. Ce diferență este între tine, un tip școlit cu strivaș instruit și o țață care merge doar pe verba vrea? Vreau. Că nu am nicio diferență, avem același drept la vot. Hai să fim serioși. Nu drept Mihai, mulțumesc pentru aprecieri la vestimentație. Eu ca și tine trebuie să-mi placă de ce văd ca să pot să spun un lucru. Și asta mi-a plăcut și îmi place. Asta e situația. Deci ca să înțelegi că nu am nimic personal cu cineva. Dar nici pe departe. Eu chiar am înțeles, chiar nu. Și mai că aș fi dispus la ora 9 să te chem la consultări la o cafea. Se convinsc că să accept invitația. Mulțumesc. Vrei să mă întreb ceva? Deci vreau să te întreb ceva, nu, dar n-aveam cum pentru că aștept. Adică se vede, bine, așteaptă, de ce mai spune? Hai că terminat alegerile. M-am gândit mult, zic, mă duc la prima emisiune după... Închipuiți că eu așteptam momentul ăsta din prima zi de campanie. Că știam ce va fi. Dezastru era preconizat, lumea... Numai liberalii nu-l vedeau și tot o lălăiau că ei cu 2 cu 6, știi? Ei 2 cu 6, 2 cu 6. La urmă, nu e corect să fie așa, pentru că nu te poți duce la o luptă spunând de la bun început, am să pierd. Dar nici nu te poți duce la o luptă în care să nu fii serios. Poți ambala puțin ceea ce știi despre echipa ta și despre puterea echipei tale într-o altă formulă elegantă și ca să... Da, în fine. Așa înțelegi, Gheorghe Frutu, să-și motiveze oamenii. Ce a fost la vot s-a văzut și mă gândeam, ce putem spune? Eu, din punctul meu de vedere, dacă e să analizăm puțin la rece, în momentul de față, lucrurile sunt un pic dezechilibrate.
pardon, în județul Suceava, ceea ce nu este foarte interesant. Dintr-o perspectivă politică. Și sunt dezechilibrate și la nivel național. Uitam dacă analizăm corect. Deci corect. Dacă analizăm Suceava, în momentul de față, Suceava este jumătate PSD, jumătate PNL. Adică, nu PNL, jumătate de dreapta, jumătate de stânga. ALDE, PMP, USR, PNL fac exact numărul de mandate, da? Cât le are PSD-ul. Faptul că dreapta, cum spuneam și aici în emisiune, alături de maestru. S-a fărămițat, dar nu așa. De n-a știut nimeni nimic ca cei cu dânsa, asta este o dovadă de imaturitate politică. Ce pot să-i reproșez lui Gheorghe Fluturi? Nu pot să-i reproșez faptul că a plecat la luptă în felul ăsta. Pot să-i reproșez și am făcut-o de-a lungul timpului. Pot să-i reproșez echipa cu care a ales să plece. Modul în care a ales să-și facă acea campanie care, nu știu, nu se ridică la nivelul la care știam pe Gheorghe Fluturi că poate face campanie. Aș putea să-i reproșez domnului Fluturi un non-combat pe anumite paliere, ca să nu zic mai mult, și aș putea să-i mai reproșez domnului Frutu faptul că nu a previzionat înfrângerea la un asemenea nivel, încât să ia pe toți, să-i pună deoparte, să-i țină la un loc, spune, bă, băieți, doar așa putem câștiga, fiind uniți, nu fiecare cu măsa lui, da? Și până la urmă să-ți dai seama că lucrurile nu sunt bune. Nu putem rupe din context, pentru că povestea asta cu ce s-a întâmplat cu PNL-ul e o poveste de nivel național. Dacă am stat să ne uităm totuși la... Dorel, în vară ați fuzionat cu PDL-ul. Vreau să spun altceva. Scorul la nivel național sau scorul pe județe, dacă vrei, pe toate cele 42 de județe, chiar dacă vrei să luăm și scorul, nu știu, Clujului, un Cluj care era înaintea PSD-ului și dat ca și galben doar cu 0,2%, pentru că diferența era foarte, foarte mică, s-a înscris, să spunem, în voința populară, în voința României. Că dacă te uiți pe harta României, în afară de cele trei județe, Cluj, Alba și Sibiu, care au ieșit un picuț cu procente foarte mici ca și diferență între ei, între PNL și PSD, și cele și ungurii, nu știu, în Satu Mare, Covasna, Harghita, cred, și Mureș, dacă nu mă înșel, patru județe, în rest suntem într-o mare roșie, adică indiferent cum ar fi dus aici campania electorală, n-ar fi schimbat cu nimic, pentru că ăsta a fost trendul astăzi. Mihai are dreptate în anumite puncte de vedere. Zic și eu. Și eu zic că abordarea aceasta a ta diplomatică e tardivă, deoarece acest înscris în trendul României nu este venit prin revelație. Trendul României, celor care au votat, este generat de atitudine și de comportament politic. La nivel general, nu doresc... Eu respect părerea. Deci, trendul României nu vine... De acord. Vine de multă vreme. Vine de multă vreme. Trendul României este prin decapitarea totală a leadership-ului PNL-ului, perseverența în greșeală cu un masochism aproape demonic de peste 6 luni de zile. Și când nu vorbesc de această campanie electorală și pre-campanie, că de fapt campanie n-am avut. Pre-campanie a fost o campanie electorală stearpă. Și mă opresc aici, spun doar stearpă și atâta tot. Marele greșeli au venit încet, încet și din păcate, în loc să fie sancționate, au fost transformate în virtuți de la nivel înalt. PNL-ul a greșit odată, a greșit de 2 ori, a greșit de 10 ori, a greșit de 20 de ori, a greșit de 30 de ori prin leadership-ul lui, care să-l pun cu siguranță, pentru că suntem la televiziune și nu pe ceea ce scriu în general și pun ghilimelele din reflex, nu a avut leadership și prin greșelile monumentale, colosale, repetate, făcute și de cei din echipa de la nivel central, împreună, bineînțeles, cu tăcerea otrăvită a lui Iohannis 2 ani de zile. Iohannis este unul din vinovații principali ai prăbușirii constante, ca rugina, corodată prin interior a PNL-ului și a multor lideri județeni sau regionali. Și nu vreau să fiu neserios și să ignor total sau să mă prăbușesc în teoriile conspiraționiste care vorbesc despre o scindare etică, în primul rând morală, a liderilor din județe, care poate fi încadrată, știu eu, în expresia un non-combat
al furiei și al dezamăgirilor față de un guvern Cioloș care n-a dat la timp banii și față de anumiți lideri din Partidul Național Liberal care și-au impus oamenii. Peste tot au fost probleme. Totul a pornit de la liste și în județul Suceava, și în județul Neamț, și în județul Botoșani, și în județul Iași. Să vorbim doar de această fericire numită Nordul Moldovei. La Botoșani, liderii PNL Democratic, e un partid democratic, cu tradiție, are niște giganți în memoria lui și în memoria neamului românesc. La conferința județeană sunt aleși 7 lideri, primii 7, 8 sunt aleși de 500 de oameni, 800 de oameni, membri, delegația permanentă, un semi-analfabet care și-a luat, îl cheamă Jireadă, care și-a luat bacalaureatul la 38 de ani, condamnat 3 ani și ceva cu suspendare, deputat pe linia USL-ului, votat de liberali. Deci votat de liberali în convenție județeană. Pe locul 8 se duce la București cu băgăjelul și vine înapoi pe locul 3 sau pe locul 4. Pentru că așa a vrut cineva. La Iași a vrut cineva, la Neamț a vrut cineva, la Suceava a vrut cineva. Adică președintele și-a impus oamenii să deconteze. Adică să ne lamentăm acum că, băi, e o fatalitate. Așa a vrut România. România n-a primit. Și cum adică nu? România aia care a votat, maestre, care s-a exprimat juridic, n-a primit acest îndemn, această emoție, maestre, să-i spunem. Poți să pun o singură întrebare? Să-i spunem, a fost să o emoție înțeleg pe listele PSD-ului sau prin mister? Pe listele PSD-ului erau doar Dumnezei? Nu. Nu. Și atunci? Nu, dar pe listele PSD-ului, ei sunt mai disciplinați. Partidul acesta a rezistat în primul rând pentru că sunt extrem de disciplinați. No. Extrem de disciplinați și ascultători. Publicul liberal și membrii liberali sunt radical diferiți. A început campania. Da? Acea campanie este altă, cum se știe foarte fad. Am zis, noi la Suceava bănuiam că e vorba de un blat total. Până la urmă s-a confirmat în mare măsură. Dacă vrei să ne contrazici, poți să o faci. Nu, nu contrazic pentru că n-am niciun fel de ca să pot contrazice. Nu pot. Mihai, te rog frumos, când vorbim de blat, să vorbim de gravitatea, să nu ducem în dorizor. Blatul înseamnă trădare. Nu înseamnă negociere și diplomație. Eu știu ce vreau să vă întreb pe voi. Ai dreptate. Suceava. Ai dreptate, omule. Eu când îți spun... Trădare, dar să spun și noi. Dar să nu tratăm blatul ca și cum ar fi fost o chestie bună. O virgulă pusă între subiect și predicat. Vă rog frumos. Ca atitudine, blatul este o uriașă. Nu dezvolta, că toată lumea știe ce e blat. Nu. Adică să nu ducem în derizor ca fiind ceva banal. Hai să vă pun o întrebare. Așa, din punctul meu de vedere, dar tot ne punem întrebări. Pentru că ca să încercăm să... Păi de ce sunt întrebările făcute? Ca să fie puse, nu? Ca să și să găsim răspunsuri și să ne ajute să înțelegem un fenomen anume, da? Deci negăm negația. Am văzut eu și recunosc, n-am văzut până, cred, duminică seară sau nu, luni seară mai exact, luni seară am văzut, pus un flyer, fluturaș, cum să zic eu, da? Cu promisiunile pe care le făcuse PSD-ul în campania asta electorală. Da, era pe genul Dalti și cum merge la Cubuz, față vest. Deci nu, eu am văzut partea doar, am văzut ce m-au propus. Și ca să zic așa, uite, m-am dus un picuț. Încercam să mă, pe mine, da, și să zic, bă, frate, uite să aici. Să te convingi, deci ar avea îndoiel. Nu să mă conving. Încercam să mă uit un picuț pe el. Și să mă gândesc la alegător. Corect. Eu. Da. Eu, Dorel. Da? Și zic așa. Văd aici un punct de pensie care astăzi e 871 de lei și îl propuneau ca să fie probabil în 2000, în 2017 o să fie 1000 de lei, adică anul curent, anul care vine, adică că ăla e 2017 și probabil bănuiesc că nu, dar cred că în 2020 îl propuneau la 1775, adică dublat. Pe de o parte. Dacă eu bănuială. Ok. Ce scrie fluturașul ăla? Vor fi adoptate cu PSD la guvernare. Bun, deci e vorba de 1000 de lei punctul de pensie. Treci mai departe. O dată. După aia, 56% creșterea salariilor care tuturor salariaților dă în sistemul public. Bun. Da? E? După aia, salariu minim, 1750 de lei. TVA general 18%. Din 2018, da. După aia,
Ce mai avem? 1600 de lei pe an de copil, în afară de faptul că mai dădea 5000 de lei la povestea asta. Că scrie aici ceva de 5000 de lei, venitul mai mic de 5000 de lei. De lei, da. Așa, dă pe copil. După aia, salariile de învățământ, 80%. Bun. Vor crește până în 1 ianuarie 2018. Bun. Salariul pentru medicii primari, 3500 de euro. Bai, nu știu cât, 0 CAS pentru pensionari, 0 TVA la locuințe, 10% impozitul pe venit. Euro, că aici a fost un concurs. Toată povestea asta, deci toată povestea asta, asta au fost promisiunile electorale. Bun. Asta au fost promisiunile electorale. Dar vrei să-ți recorda, dacă îmi permiți, Mihai, și închei și nu mă dezvolt lung ca să nu supăr. Vreau să spun atâta doar, că vorbim de punctul de pensie și că vorbim de un electorat al PSD-ului constant, bazinul lor electoral, pensionari în procent peste 70% din România. E abstract, Dorele. Eu sunt convins că cei care au votat PSD-ul habar n-au, 80%, habar n-au tehnic ce adică, înseamnă acel adică punct de pensie. Adică vrei să spui că bugetarii învățământul așa mai de departe, pensii. Habar n-au. Nu, Răstăl Măciu, eu am spus doar 80% vorbim de din electoratul, 80% dintre pensionarii constant care votează cu PSD, habar n-au tehnic ce înseamnă punctul de pensie. Ei au votat o atitudine, ei au votat în frondă și în dorința schimbării pentru că va fi mai bine, tehnic. Bun, da, ok, știa doar mai este, acum am înțeles. Nu dezvoltăm la modul ăsta. Chestiunile acelea exprimate acolo, sintetic, 100 și ceva, sau câte mai sunt ele, nu au nicio legătură cu decelarea. Putem să spunem în cuvinte puține, ca să fie înțeles, să nu mai spunem că dezvolt. Să mărești pensia, îi punem... Atât. Bun, scurt. Ok, na. Eu am pus-o de pe futuraș. Păi, am pus-o de pe futuraș. Ok, de ce scrie acolo? Ce citea alegătorul? Cât de tare a influențat povestea asta? Nu a influențat povestea asta foarte mult, decât în... Știi cum? Nu putem vedea lucrurile, Dorel, doar într-un singur sens. Eu încerc să-ți explic. În momentul în care vine Dragnea cu această capcană, scăderea 101 taxe, nu? Sau câte? 102 taxe. 102. Ce face guvernul celor ce face Iohannis? Ok. Nu-i voie, nu se poate. Ăștia insistă. Ba, se poate, avem specialiști. Putem face să vină guvernul, să explicăm guvernului. Nu! Atacăm la Curtea Constituțională, nu! Astăzi când se judecă la curte. Da, aha. Se spune o decizie și n-are rost. Băieți, la Curtea Constituțională, deștepți. Pe 14 analizăm, nu analizăm până pe 14, că dacă vine guvernul și el își dă seama cum poate să facă, dacă voi, idioților, nu sunteți în stare, mă iertă-te, respectatori, voi ăștia deștepții de-a lui Cioloș, care luați câte mii, zeci de mii de euro pe lună, da? 8500 de la Uniunea Europeană și 3500 de la statul român, că atât a luat boierul tău Cioloș, da? Că aia mă enervez. Tu nu știi să vii cu o soluție corectă, concretă, să spui, dom'le, s-ar putea face asta și asta și asta. Au luat-o razna aia de la PSD când au spus prostiile astea, da? Dar ei nu, au luat-o generic, nu se poate, nu se atunci, poate. Atunci, dacă tu mi-e permis, dacă discutăm, da. dacă discutăm în registrul ăsta, în terminologia asta, pentru ce deșteptul de Dragnea a mers la Cioloș și l-a rugat să aplice măsura aia cu TVA-ul care îl scade până la 18% de ce a mers deșteptul să meargă la un alt deștept și să spună, bă, tată, nu mai pot. I-a dat telefon. Nu, i-a dat telefon. Ok, au discutat. De la acela, păi, ascultă-mă un pic. Eu vorbesc, încearcă să vezi pe tot. Bun, noi vorbim de campanie acum. Campanie. Mai vorbim de campanie. Foarte, foarte mult când spunea, domnule, nu s-a creat... Adică noi așteptăm să fim mințiți în campanie. Da. Păi, scuze, masochiști, ne place să fim mințiți. Cum în campanie? Eu merg în campanie să mă mintă și după aia să spună că nu poate să facă? Asta e ideea. Asta e ideea în campanie. Asta e ideea ca în viața fiecăruia dintre noi. Super tare. Știm că, uite, vezi, de fapt asta e. Da? Dorele, știm că farmicul căsătoriei este stompat de realitate, dar în timpul pețitului, știi, ca la Cocoșul de Munte, primăvara în martie, în timpul pețitului cântăm frumos și ne manifestăm frumos. Asta e un joc pe care subliminal, încerc acum să-mi închipui cum cânta frumos maestru în timpul pețitului. Cine? Care maestru? Dumneavoastră maestru. Dar eu nu sunt om... Până acum, dar ești căsătorit, omul, frate. Adică cum povesteai acum de pețit, de maestru, de cum... Fine, nu este o problemă personală. Nu, adică eu mi-mi închipuiam cum gângurește, știi? Adică în timpul... Nu, mă refer la... Deci, ce idee... N-am nicio îndoială că nu ești inteligent. Absolut, dar nu sunt. În momentul când am vorbit de pețit... Eu am serioasă îndoială, m-am referit la comportament și la emoțiile alea subliminale când te electrocutam de aici tu mic când atingeai partenera, da?
da? Simțeai 360. Bun, dar clar. Da? Deci ideea este următoarea. Nu despre, sau dacă vrei să-l invoc pe Blaga, ne-am amintit cândva târziu de această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm tâmplă fierbinte lângă tâmplă. Da? Blaga, ca să mare îndrăgostit. Mare Lucian Blaga. Nu, da? Deci nu, ace, nu ăsta Blaga, acel Blaga. Nu, Lucian Blaga. Lucian Blaga, Lucian, Vasile, ca să ne înțelegem. Cu Vasile, da? Tâmplă lângă tâmplă, stat cu ăsta, cu Gheorghe, cu penalti. Bax lângă bax. Ideea, de acolo a plecat. Deci ne place să fim mințiți în campania electorală și punem botul la minciună? Da, ne place. Asta e, Mihai, așa ai spus tu. Și peste 100 de ani. Și campania se face cu minciună. Da, da, e o regulă a campaniilor. Se face cu minciună, suntem un popor masochist, uităm repede, suntem amnezici, nu ne interesează, punem totul pe jocul stupid al întâmplării, că așa e în campanie, trebuie să exagerăm un pic. Și la urma urmei, ca să vin înapoi în perioada asta, aici s-a mințit mult, pentru că acei strategii PSD-ului în marketingul politic au fost niște strategi foarte buni din Israel, niște strategi care l-au îndemnat pe Dragnea să lucreze exact în ceea ce românul vrea să afle. Să mor pentru țară, să-i exorcizez vanitatea, să vii la step by step, poartă cu poartă, o gradă cu o gradă, să abandonez total aceste spectacole publice care înseamnă opulență în subliminalul, în subconștientul colectiv, înseamnă opulență, înseamnă bani mulți, înseamnă urât, înseamnă, știu eu, pentru publicul lor, ceva care deranjează, iar acești strategi plătiți, bineînțeles, cu milioane de euro n-au făcut-o gratuit, probabil și cu multe contracte care vor veni în viitorii ani de zile. Izraelienii aceștia l-au ajutat pe Dragnea să demonstreze că, să-i demonstreze românilor și electoratului lor și celorlalți români hotărâți că persoana lui este mai puțin importantă, că PSD-ul este mai puțin important, că importantă este țara. Exact pe fibra asta mergem. Că țara e importantă. Noi suntem vremelnici conducători. Dar acum, în furtuna asta geopolitică, importantă este țara, fraților. Veniți să murim, să păstrăm țara rotundă ca o inimă, nu? Cum spune poetul, și să trăim bine. Ai văzut? Prosperitate, migrație când aud. Prosperitate, unitate, mai bine și câteva cuvinte, câteva adjective, câteva atribuții și atât. Atât, fără prea multe. Și a venit tovarășul Virginel Iordache, domnul profesor. Domnul senator, vă atrag atenția. Ca o paranteză. Virginel Iordache, domn profesor, domnul director Virginel Iordache, repet, am mai spus-o și înainte de campanie, e un merit acestei campanii electorale, pentru că el are cel puțin 5.500 de clase peste locul 2 de la PNL, are și a avut și are și va avea în viitor, pentru că nu are cum să le mai piardă, decât printr-o eroare monumentală, da? Adică e vorba de Steleana Miron, asta e un merit al acestei campanii electorale personificate la Suceava, și acest domn Virginel Iordache cu echipa lui, ați văzut, nu stadioane, nu exorcizări publice, nu delirium tremens, nu 20.000 de megawatts, poartă cu poartă, o gradă cu o gradă, discreție cu discreție, drum cu drum, uliță cu uliță. Nici în căminile culturale nu s-au întâlnit acolo, în lumea rurală, unde e greu de ajuns la om acasă. Că mai este glod, mai este râpă, mai este, știu eu, depărtare, toate astea. Au făcut-o cu o tăcere de călugăr, care urcă pe munte în genunchi pentru că știe că în scorbura aia e destinul lui. Adică, știi, ca să fac o comparație, pas cu pas, pentru că știe că la capătul drumului e destinul lui. Asta e. Mihai, mai ai ceva de spus? Uite aici. Frumos, corect. Deci, analiză corectă. Analiză corectă. Deci, așa a fost. Ce ați făcut voi, PNL-ul? Pește la casă de cultură. Prin ziare, nu, lux acolo, și lansare cu lux și nebunie. A venit, Iași, bă, voi sunteți nebun la nu, cap? Acolo PNL-ul s-a demascat. Acolo PNL-ul a dovedit că e vulnerabil până la prăbușire. Nu, vulnerabil, că nu știe să facă altceva. Așa știi, dacă i-a dovedit, nu, a dovedit nu le-a dovedit lor înșiși, celor care au participat, ci au dovedit celorlalți care au stat ca spectatori. Nu s-a văzut greșa. Eu am fost la Casa de Cultură, Dorele. În momentul acela, nu-ți dau nume, am vorbit cu două persoane
persoane foarte importante din partid. În momentul acela și ei știu, oricând putem sta de vorbă. Acolo, într-un colț, nu venise doamna, întârziase doamna președintă. 17 minute. 17-18 minute, da, așa, aproape așa. 20. Așa, din cauza așa, traficului. Da, 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 exact. Niciun fel de... În momentul ăla, nu clar, scuze. După cum văd că se manifestă și am stat de vorbă și cu primari din zona din Muteș care au venit, deci înfrângerea va fi clară. N-am simțit niciun fel de empatie, niciun fel de emoție, niciun fel de zâmbet, niciun fel de entuziasm. Am văzut un formalism din ăla când te duci la doctorul de, la stomatolog. Un zâmbet macabru. Să nu uităm pe Ion Lungu, singurul, da, care, singurul care a, a făcut parte... Iar îndemnurile lui Ion Lungu a fost, au fost macabre. Zicea, deci, înapoi, PSD-ul! Alo, deci, deci au fost vorbim, de vorbim de primarul municipiului Suceava, care domnule, astăzi primarul nu ține conferință de presă. Pe scenă, în calitate de președinte al organizației municipale, a avut un comportament de peșteră. A? Nu așa se face în 2016 campanie electorală, cu grohăitul ăla absolut jenant. A, de o abjecție care, e, care, care te prăbușea, te prăbușea în subsoluri și nu în entuziasm, mă înțelegi? Nu în empatie solidară pentru o mare bătălie. Până era ca la noi, ca la mine, adică... Paco! Suceava, înainte, înapoi PSD-ul! Bă, lăsați-mă în pace, mă, cu abordarea deci, asta. Deci ai reușit, de mai este, ați reușit, domnule, ați reușit până și pe Mihai să-l mulțumiți. Adică, uite, pe Mihai, nu, 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 eu nu vreau să mulțumesc. Eu constat, atunci am simțit, am spus clar și am scris materialul, l-am spus aseară la emisiunea mea pe, în față, atunci am spus, da, e o certitudine. Iar omul acela din PSD, din PNL, care e o personalitate cunoscută de fiecare dintre voi, mi-a stat așa, domnul Manoli, n-am cui să spun, dar știu că dumneavoastră mă urmăresc zi de zi pe Facebook și în general, vom lua o bătaie soră cu moartea. Zic, domnule, nu-i dau numele, dumneavoastră vă referiți la nivel general sau în enclava numită Suceava? În Suceava parcă e altfel. Personificăm cu Alba Iulia, Sibiu, Clujul, Ardealul. Că așa, în continuare, Ardealul era, să-i spunem, antisistem, da? Iată că nu mai este de după 26 de ani de zile. Din 1990 n-a mai fost roșu Ardealul. Zic, nu, și la Suceava vom lua o bătaie soră cu moartea. Și v-ați exprimat punctul de vedere? Nu ascultă nimeni. Nimeni nu vrea să audă despre această înfrângere. Nu, nu mai putea face nimic. Eu am spus ce spunea omul acela. Omul acela spunea că nu-l ascultă nimeni. Da, deci reține. Deci și refuzul de a privi răul în oglindă cu un comportament autist necesită medicamente, necesită asumare, necesită diagnostice. Îmi pare rău să ne resemnăm ca babele. Ei, na, Inga, na, am pierdut fără să fie costuri, fără să umblăm la organizații, fără să umblăm la, la leadership, fără să luăm decizii, să tăiem în carne vie ca neurochirurgul Dănăilă pe creier, să știi că degeaba ne vom lamenta 200 de ani. Azi mă întrebam, nu avem conferință de presă, din ce știu eu, de că trebuie să luăm un pic de publicitate. De ce nu avem conferință de presă azi, așa, ca idee? Așa. Domnul Lungu s-a dus la Croitor zilele acestea, el s-a dezbrăcat de haina politică, a făcut foarte multe campanii pentru PNL, unii zic că ar fi făcut și pentru PSD așa, cu asiduitate. Eu sunt fascinat de modul cum a reușit domnul Lungu să piardă municipiul Suceava. Eu sunt fascinat cum s-a reușit așa pe toată crucea asta. Dar chiar dacă a primat, Suceava, Vatradon, toate orașele, toate municipiile. Municipiile și orașele, toate care erau PNL în vară, să fie pierdute, dar așa, în fanfar, la modul cu aplauze. Și cred că domnul Lungu acum s-a dus la Croitor și se caută un costum pentru administrație, un costum nou, un costum proaspăt. Adică schimbă și haina administrativă? Da. Da. Și a plecat Croitorul la București sau Nicroitorul? El mai mult pe... Da, nu poți să vină adică în oraș metropolitan. Și la croială sau și la culoare? Și croiul credeți că l-a găsit în PSRF? Ascultați-vă, Mihai Țăchila, că... Nu, care v-a fost baci până să va fi până la dezbătrânezi. El a zis ceva înainte, înapoi, la PSD a vrut să zică. Nu înapoi PSD-ul. Boxele erau așa de puternice și mie, deci, în hol acolo, nu cu PSD, la PSD. În 2020, Suceava va avea primar PSD în persoana lui Ion Lungu. Ascultați-vă ce vă zic. Asta e tare, nu că nu e adevărat. Publicitate, revenim.